Dragi băicueni, am intrat în această competiție pentru a schimba în bine orașul nostru și viața oamenilor din Băicoi. Contracandidatul meu, Ciprian Stătescu, omul Roberte Anastase, știe la ora aceasta că va pierde alegeri. Disperarea îl face ca în aceste ultime clipe să împrăște cu minciuni și noroi. Sunt un om cinstit și nu voi lăsa neadevărurile să treacă nesancționate. Îl voi acționa în judecată pentru calomnie. Haideți să terminăm cu minciunile, să terminăm cu furtul, să terminăm cu irosirea banului public în Băicoi. Este timpul să facem o schimbare.